Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem la emisiunea În căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre modul în care putem să citim chipul unei persoane, mai ales atunci când o cunoaștem pentru prima dată. Și uneori, de ce nu? Chiar sunt oameni pe care îi cunoaștem de o viață și ni se pare așa că parcă încă mai avem lucruri de aflat. Și astăzi, alături de invitații noștri, de Cătălin Chirilescu și Cristi Dumitrache, vom discuta despre cum să descoperim această personalitate, acești oameni, doar uitându-ne la fața lor. Bine ați venit! Și sunt foarte, foarte curioasă cum a început povestea asta voastră legată de a studia chipul oamenilor. Este o știință în spate? Ce se întâmplă, de fapt? Hai că o să încep eu atunci primul cu răspunsul la întrebarea asta. Bine te-am găsit, Simona, mulțumim de invitație, salut Cristi și salutări tuturor celor care se uită la noi. Mă, ideea e așa, eu am fost sportiv de performanță, am practicat scrimă, fost multiplu campion național și balcanic la scrimă și într-un fel de mic aveam performanța în sânge, ca să zic așa. Și acum meseria pe care o am adus performanța asta în zona organizațională. Practic de 10 ani susținem traininguri pentru zona organizațională și am observat că sunt foarte multe traininguri, să zic așa, în piață, teoretice, cu concepte bune, sigur, dar prezentate într-un mod prea academic și inaccesibil, ca să zic așa. Și știți cum e, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Până la urmă, ce vreau să spun este că practica și performanța sunt direct proporționale, instrumentele practice și performanța sunt direct proporționale. De fapt, fascinația, ca să-ți răspund la întrebare, e mai degrabă pentru instrumentele practice, pentru tot ce înseamnă ceva util care să-ți folosească imediat. De asta și training-urile noastre toate sunt presărate cu chestii foarte practice. Iar studiul feței se încadrează fix la acest capitol, și anume instrumente practice care îți pot schimba viața concret și care îți pot crește performanța rapid. Și într-un fel de aici dragostea, da, față de studiul feței și de aici fascinația față de subiectul ăsta. Da, scuze-mă, mă gândeam că poate există ceva în spate. Nu știu, te-ai uitat la filmul Lie to Me sau ai citit o anumită carte. A fost un moment anume care a declanșat nevoia de a studia în acest sens? Măi, declicul a fost un pic mai în spate decât Lie to Me și cartea lui Paul Ekman, să zicem. Și anume, livrând training-uri, trebuie să fii foarte atent la cum se mișcă oamenii la fețele lor în timp real. Și atunci trebuie să știu efectiv ce simte omul în momentul ăla ca să știu ce am de făcut mai departe. Dacă poate l-a cuprins ușor amețeala, plictiseala, să zic așa. Trebuie să fac ceva, să schimb energia. Sau poate dacă e încântat de ceea ce spun, trebuie să mă duc mai în profunzime, mai în detaliu. Deci cumva a venit din interrelația asta de la training, directă de la training pe care am avut-o cu participanții. Și de unde ai știut că există o astfel de specializare? Adică cum ai venit în contact cu informația asta? Ai căutat pur și simplu pe internet sau cum ai procedat? Cumva noi avem acces la tot ce înseamnă formări și cumva avem formări în toate domeniile, multidisciplinare să zic așa, de tip enciclopedic. Și pe lângă NLP, analiză tranzacțională și alte modalități sau metode de profilare, prin fața ochilor mi-a trecut și acest studiu al microexpresiilor, al fețelor și la un moment dat, imediat m-am aruncat să-l învăț, da, ca să-l pot folosi în orice tip de relaționare, pentru că probabil o să vorbim mai târziu, el se aplică în foarte multe contexte, de la vânzări până la relații de cuplu, acasă, nici nu vă povestesc cu iubita mea, amândoi știm microexpresii și nu e bine, o să vedeți de ce nu e bine, da? Așa, dar se aplică și în training-uri, se aplică și în sesiuni de coaching și în leadership. Ok, mulțumesc. Cristi, pentru tine cum au fost începuturile în direcția aceasta? Bun, că m-a invitat practic doi trainer de data asta. Mulțumesc de invitație. Salut, Cătălin. Salut, Simona. Ideea este că eu am și o experiență de vreo 16 ani de training, de educație adult. Și chiar dacă prin 2009, când a apărut prima oară Lie to Me, mă uitam și eu ca tot omul pe Fox în state când se dădea, se difuza, apoi am intrat un pic mai mult în sana să studiez, dar în 2014, mai exact, am fost trimis, să spunem, de o fostă colegă de la un fost loc de muncă,
să experimentez o sesiune de citire a feței cu un străin, un englez. Și ca orice om de HR până la momentul respectiv, am făcut foarte multe teste psihometrice, psihologice, de personalitate, exact cum spunea și Cătălin mai devreme, NLP, analiză tranzacțională, mai multe lucruri, ca să aflăm lucruri despre noi. Am fost până și la astrolog Dumnezeului, că vorba aia, ești curios să afli lucruri despre tine. Apropo de instrumente practice, da? Și m-am dus acolo, eu, trecutul meu este de IT-ist, economist și multe altele. Când a început să-mi spună acele informații pe care le știa fosta colegă, ca un sceptic ce sunt de fel, am zis, păi, tu ai vorbit cu Elena și acum te dai un pic mai rotund aici, că știi lucruri despre mine. Apoi a început să zică acele informații pe care le știa doar familia. Instant m-am gândit, sora mea, Alexandra, fiind singura care vorbește engleză, sigur a vorbit cu de prea cu sucoaț alb. Când a început să zică doar lucrurile pe care le știam doar eu și nimeni altcineva, am uitat după camere, microfoane, l-am întrebat, bă, ai vreun talent, ceva? Și a spus, nu, este vorba de musculatură, osatură, sistemul nervos și sistemul circulator. Toate aceste patru elemente spun despre un individ, modalitatea în care se comportă, gândește, acționează în mod obișnuit, pentru că s-au format prin milioane de mișcări repetate, apoi știi care e realitatea formată de percepțiile sale, știi să comunici mai bine cu acel om, exact cum spunea Cătălin mai devreme, fără a judeca, chiar dacă știu omul de aceeași tehnică. Și ce e interesant în partea asta de fizionomie, în partea de altfel asta pe care o studiez de mai mulți ani de zile, știi să înțelegi care sunt tipale comportamentale pe care le va repeta acel individ în viitor. Nu este, hai să spunem, citirea viitorului, cum cred mulți oameni, este predictibilitatea comportamentului în situații viitoare. Exact asta, de asta folosim și acele teste de personalitate, psihometrice și numai, pentru a înțelege cum e acel om și cum va funcționa în astfel de situații. Ce mi-a plăcut mie la partea de fizionomie de altfel, asta, exact cum a spus Cătălin mai devreme, e practicalitatea. Nu am nevoie să-l pun să completeze vreun test, să iau sânge, să iau data nașterii sau orice altceva, ci pur și simplu mă uit la fața lui. Da? Și îl înțeleg fără a judeca cum funcționează el și cum mă comport ca atare, pe scurt. Da? Cam asta despre... O să povestesc un pic mai mult despre ce înseamnă altera. Știu că voi aveți două formări diferite și aș vrea să spună fiecare în ce s-a format vis-a-vis de studiul acesta al feței și să vedem și care sunt, de fapt, diferențele între cele două. Cătălin? Mi-aduce aminte acum de anii adolescenței un pic, când aveam o iubită pe vremea aia și tatăl ei a fost un fel de mentor pentru mine și el mi-a spus la momentul respectiv, și acum îi sunt recunoscător, dar și acum îi aud cuvintele în minte și forma în care mi le-a spus, mi-a zis să în viață să ai o cultură de tip enciclopedic, să nu fii specialist. N-am înțeles eu prea mare lucru la vremea respectivă despre asta, dar cumva din anii ce au trecut, printre mentori am avut și pe Osho, învățător spiritual, cu siguranță îl știm cu toții, și el a zis la un moment dat că a fi specialist înseamnă a ști din ce în ce mai multe lucruri despre din ce în ce mai puține lucruri, până când ajungi într-o zi să atingi țelul suprem, să știi totul despre nimic. Și cumva mi-a întărit convingerea asta de a avea o cultură multidisciplinară de tip enciclopedic, deci formările pe care le-am într-un fel sunt în multe direcții. Dacă vorbim doar de zona de microexpresii, da, sunt trainer certificat de partenerii noștri din Polonia, Patrick și Katia Vesovski, dar pe lângă asta noi, sau într-un fel, aducem în prim plan și partea de NLP și alte formări pe care le avem și care se întrepătrund cu microexpresiile din zona de language and behavior profile, de exemplu, deci tot zona de persoasiune, sau metodologii de profilare, DISC, PCM, SDI, dar asta zic, mixul ăsta oferă o totalitate și eu sunt adeptul culturii de tip enciclopedic mai degrabă decât să fii specialist strict într-un singur domeniu. Ai folosit cuvântul microexpresii, mai exact la ce se referă? Măi, de ce nu macro? De ce micro? Da. Ok. Păi, în primul rând, trebuie să știm ce sunt microexpresiile astea. Foarte simplu spus, mușchii, la nivelul feței avem niște mușchi și ei se contractă. Contracțiile astea ale musculaturii feței, care durează câteva fracțiuni de secundă,
Da? Se numesc microexpresii. Și, practic, aceste contracții au în spate niște emoții pe care noi le trăim. Deci, într-un fel, eu trăiesc ceva în interior și arăt pe față lucrul ăsta. Și atunci e imperios necesar în comunicare, ca să fii performant în comunicare, să zic așa, să poți să citești aceste microexpresii de pe fața interlocutorului ca să înțelegi ce simte. Și mai departe, ce e foarte important, să știi ce să faci cu informația asta, cum să acționezi, astfel încât să ai, eu știu, rezultate și performanță în comunicarea cu interlocutorul respectiv. De ce microexpresii? Pentru că sunt foarte, foarte mici. Deja dacă e macroexpresie, e mai ușor, că văd, înțeleg, da, știu despre ce e vorba, dar e foarte mișto să vezi acele mișcări fine, da, microexpresii, care de multe ori trec neobservate. Noi, de regulă, în comunicare ce facem? Suntem atenți la ce spune omul respectiv, nu la cum spune lucrurile alea, la formă. E, microexpresiile ne invită să facem trecerea de la conținutul informației către felul în care e îmbrăcată informația aia și astfel să aflăm lucruri despre interlocutor. Toate în scop etic. Vedeți că pot fi folosite și în scop neetic. Mesajul e să-l folosim etic în sprijinul comunicării, nu în scopuri lipsite de integritate. Dacă atunci când noi doi discutăm și eu încerc să mă încrunt, este o microexpresie sau este o macroexpresie? Acum, dacă ține foarte puțin, este o microexpresie, dar dacă ține un pic mai mult, e macroexpresie. Oricum, mie, fie că e micro, fie că e macroexpresie, îmi oferă o informație despre tine. Te-ai încruntat. Deci, cumva mă duc în zona de furie. Când te încrunți, ești furios. Și atunci, raportat la ce discutăm noi în momentul ăla, îmi dau seama dacă cum te simți tu și ce am de făcut mai departe. Dacă eu, scopul meu e să nu te las în zona de furie de acolo, da? Poate doar cu situația, în situația în care, eu știu, trebuie să ne luptăm la un moment dat, să fim, suntem o echipă și avem o țintă și trebuie să tragem tare, nu știu. Dar, în general, trebuie să te scot din zona de furie, să te duc într-o stare bună sau într-o stare constructivă în comunicarea dintre noi doi. Sunt curioasă, uite, mai ales noi care apărăm în fața oamenilor, fie că suntem trainer, fie că suntem terapeuți, fie că apărăm la televizor. Avem o stare proastă, poate suntem furioși, poate suntem supărați, încercăm să păstrăm zâmbetul acela mai mult sau mai puțin fals. O persoană care este specializată pe microexpresii, practic ar putea să vadă ce este în spatele acestui zâmbet, care este doar un fel de mască, un fel de afiș? Da, e nevoie de un stimul care să declanșeze microexpresia de pe fața celuilalt. Dacă celălalt are o figură de, să zicem așa, poker face, da? Sau zâmbește frumos, cum zici tu, eu, prin întrebări și prin ceea ce spun, îi arunc acest stimul, astfel încât să văd cum reacționează fața lui și ce se schimbă pe fața lui de la acea față cu zâmbetul respectiv fals. Da? Și atunci când văd acele schimbări de la fața respectivă, îi interpretez deja că, ok, trag niște concluzii. E de bine? Nu e de bine? Deci, într-un fel, da, se poate afla, dar pentru asta trebuie să aruncăm cârlig, ca să zic așa, să aruncăm stimulii ăia ca să-l scoatem pe om din acea mască, să-i dăm masca jos. Pentru că ai folosit poker face și suntem la poker, da? Și pe unul care își ia această atitudine, da. Deci cam ce cârlige, ce aruncăm acolo ca să-l scoatem din poker face? Păi, de exemplu, întrebările sunt un context foarte bun. Să adresezi o întrebare șocantă, nu știu, într-un anumit moment. Și vezi cum reacționează omul respectiv. Întrebările pot fi o formă prin care demascăm sau dăm jos masca. Poți să te duci și mai rău de atâta, să ai mici atacuri la nivelul persoanei, să vezi cum reacționează. Deci, okay, depinde ce vrei să obții. Dar eu cred că trebuie să rămânem în zona asta pozitivă, să... Știți cum e? Tensiunea într-o relație e bine să fie mică. Acum, dacă vrei să te distrezi, poți să o și mărești, dar e bine să fie mică tensiunea și atunci, într-un fel, să fie partea pozitivă a comunicării, da? Nu să mărim tensiunea. Să se simtă bine oamenii între ei acolo în conversație. Mulțumesc. Cristi, revenim la întrebare. Practic, tu în ce anume te-ai format și povestește-ne un pic despre metoda ta. Bun, că tot spuneam, în 16 ani de training, primul meu training a fost Excel în vânzări, acum 16 ani. În continuare predau Excel, adică și programare și foarte multe elemente de soft skills în special.
Ce mi-a plăcut mie la Alferasa, așa se numește tehnica, are foarte multă logică și structură, pe de-o parte, dar în același timp și partea de intuiție, să spunem, de emoții, îmbină foarte bine cele două emisfere. Să vă zic foarte pe scurt, ce înseamnă Alferasa înseamnă să te uiți profund la ceva, să înțelegi sensul din spate. Când spun ceva, nu mă refer doar la față, ci la tot, mai spunem, corpul unei persoane. A fost dezvoltată de beduini, are o vechime de 4-5 mii de ani în spate și au dezvoltat-o ca un instrument de supraviețuire, nimic altceva. De ce? Ei fiind situați pe drumurile mătăsii, în oazele respective, intrau în comunicare, sau spunem, veneau pe la ei prin trib diverse caravane, care erau fie cu oameni cinstiți, onești, sau puteau să fie foți răufăcători criminali. Ce au făcut ei? Au observat, da? Trăsături și cum se îmbrăcau, cum mergeau acei oameni, trăsături faciale, respectiv comportamente, și au început să le unească. Au creat o bază de date, fără velucap, fără nimic altceva, ci pur și simplu o bază de date pe care au mărit-o și au dat-o din generație în generație mai departe, ajungând în ziua de astăzi sub forma unei cărți. Da? O să vă zic îndată de această carte. Prin urmare, fondatorul tehnicii moderne al Ferasa, domnul Wael Abdul Hamid, de la care am onoarea să învăț în continuare, el a primit această informație de la bunicul și străbunicul său și apoi a mers și a vizitat peste 90 de țări, a actualizat această informație la ziua de astăzi, apoi a aranjat-o într-o formă destul de simplă și ușoară, astfel încât fiecare dintre noi să o poată înțelege. Alferasa este ca o limbă, da? Cum înveți o limbă nouă cu un nou alfabet. Prima și prima oară trebuie să înțelegi acele trăsături sau literele acelui alfabet, apoi să le recunoști, da? Să știi cum să le pronunți, să știi ce înseamnă fiecare și apoi să le pui cap la cap. Pentru că în partea de Alferasa, da, eu spuneam Cătălin mai devreme de poker face. Pentru noi nu există poker face. De exemplu, când suntem chemați la interviuri sau astfel de lucruri, spun, băi, mă ajut enorm de mult dacă nu începi să te schimonosești sau să faci tot felul de microexpresii. Dacă stai liniștit, peste 80% din lucrurile pe care le știu despre tine, ce văd pe fața ta. Dacă mai și vorbești, cum spunea Cătălin, îți mai adresezi și niște întrebări și mai sunt, hai să spunem, acolo niște mișcări, niște reacții, inclusiv în Ferasa e partea asta mobilă, în care, de exemplu, se pot vedea parte de Shade and Shadows, tot felul de alte de linii care apar, sunt foarte, foarte multe elemente, îți dai seama de acel individ cum gândește, se comportă în mod obișnuit, dar și ce se întâmplă atunci. Da? Adică eu am fost atât de fascinat încât acum câțiva ani de zile m-am apucat de un doctorat la ASE, la finanțe, pentru că la un moment dat unul dintre cursanții mei a fost un domnul profesor, doctor universitar de acolo, care ulterior el îmi este coordonator. Și a zis, măi, e foarte tare tema, prin urmare hai să facem ceva în direcția asta. Și am fix rolul factorului uman în performanța financiară unei companii, unde practic leg cum să pui omul potrivit la locul potrivit în momentul potrivit, parte de profiling, să spunem, apoi cum îi pregătești pe oameni, că tot spunea Cătălin mai devreme, cum îi pregătești, de exemplu, să vândă mai bine sau să comunice mai bine, să iei ca lider, să motiveze oamenii, că știm foarte bine motivarea non-financiară e mult mai important. Da? Și prin urmare, asta voi face, voi lega toate lucrurile astea de rezultate palpabile de sunt economist, n-am ce să fac. Prin urmare, o să vedem ce o să iasă. Am o curiozitate. Da. Practic, dacă sunt recrutor, sunt manager, aș putea să exclud partea asta de a testa oamenii din punct de vedere al personalității și să-mi însușesc noțiunile acestea de a studia trăsăturile oamenilor și mi-ar fi suficient? Sau de regulă sunt instrumente care se completează? Cum vezi lucrurile? Eu văd a doua variantă, că se completează. Mai ales dacă tu deja ai o formare, cum spunea Cătălin, măi, până acum te-ai format în anumite instrumente. Folosește-le mai departe și pe acestea, dar ce zici dacă ai învățat ceva nou, care, unde, de fapt, nu mai ai nevoie de teste, de orice alte detalii, doar scris la fața unui om. Mulți dintre studenții noștri, care sunt și profesori acum, sunt
director, fost director de HR, pentru că unii dintre noi colaborează cu noi acum, sunt chiar profesor Ferasa, care ei pe parcursul învățării fix asta făceau. Dădeau tot felul de testări și apoi se uitau, hai să folosim și Alferasa, să verificăm ceea ce a ieșit din testare. Și vedeau cât de, hai să spunem, câte similitudini erau între cele două instrumente sau mai multe. Și mi-a zis, băi, e foarte tare, hai să ne uităm, e mai practic și mai ușor să te uiți la fețe. Da, dacă ai, poți să dai și acele, hai să spunem, teste, de ce nu? Merg mână în mână. Numai că pe stradă, când se iei un taxi sau orice altceva, nu-i mai dai omului un test, da? Dar te uiți la fața lui și deja știi ce o să se întâmple. Sau ești, nu știu, la o petrecere sau vrei să-ți cumperi o casă sau acum că toată lumea, by the way, își schimbă locația cu chiriile, da? Păi te duci și vezi care este, mai spunem o dată, chiriașul dacă închiriezi la rândul tău sau dacă te duci să cauți chirie, ce proprietar. Este cineva care o să-mi facă probleme, o să negocieze, o să fie foarte strict, and so on. Adică te ajută, este un instrument pe care odată învățat, integrat în tine, se va împărți viața ta între înainte de a învăța Ferasa și după ce înveți Ferasa. Foarte, foarte interesant mi se pare. Acum sunt curioasă dacă este să păstrăm linia aceasta a expertizei pe care o aveți cu privire la studiul feței, adică să nu mergem în alte zone, că până la urmă, cum ați spus, da, avem cu toții mai multe formări. Dar dacă e să privim din aceste perspective, atunci când vă uitați pentru prima dată la un om, care sunt elementele, care sunt aspectele pe care le urmăriți? Ok. O să încerc un răspuns eu primul aici la întrebarea ta. În primul și în primul rând, mă uit la fața de bază. Fața de bază. Mă uit să văd cum arată omul ăla, deci din perspectiva microexpresiilor o să dau răspunsul. Fața de bază, să văd cum arată omul ăla. Unii oameni au colțurile gurii mai jos, spre exemplu. Alții oameni au ochii bulbucați. Da? Și, într-un fel, ăsta e primul pas, să mă uit la fața de bază. După care, al doilea pas, mă uit la mișcările pe care le face omul în mod uzual. Și încerc să identific pattern-uri. S-ar putea să întâlniți unii oameni care au ticuri. Nu știu, își strâmbă din nas, fac de 100 de ori în continuu așa. Da? Alea sunt ticuri. Nu le voi interpreta ca fi microexpresii, pentru că alea sunt ticuri. Da? Și atunci, într-un fel, văd pattern-uri, după care mă uit să văd ce se întâmplă diferit pe fața lui față de acele pattern-uri. Practic, astea sunt microexpresiile. Unu, față de bază, față de pornire, după care mă uit să văd dacă are pattern-uri, ce pattern-uri are și după care în pasul 3 mă duc și văd ce face diferit față de acele pattern-uri pe fața lui. Și pe alea le voi interpreta. Acum, dacă vorbim de fața de bază și vorbim și de trăsături, chestii mă interesează, poate ne dai și niște exemple și tu ce faci, la ce te uiți prima dată și eventual să avem și niște poze pe care să le rulăm. Ok. În partea de Alferasa, fața de bază de care vorbește Cătălin, pentru că în partea de microexpresie și Cătălin, trebuie să mă corectez dacă spun ceva iurea, o folosește pentru a calibra, pentru a vedea diferențele, că așa se numește, calibrare. Să-și dea seama din fața, din T0, fața de bază, unde se duce, sus, jos, stânga, dreapta, corect? Bun. În Ferasa, mie fața aia de bază deja mi oferă extrem de multe informații. De ce? Pentru că, exact cum spunea Cătălin, omul, repetând acele microexpresii, începe să formeze anumite trăsături. Că sunt spre cele mai apropiate, mai depărtate, mai sus, mai jos. Alea se formează mii milioane de mișcări repetate. Exact cum te duci la sală sau comportamentele pe care le avem. Tot repetăm și ajungi fizionomic să creezi anumite trăsături. Acea trăsătură s-a creat acolo pentru că omul ăla a avut acel comportament de nenumărate ori repetat. Prin urmare, este astfel. Sau se comportă și știu deja din acea față de bază foarte multe informații. Apoi dacă... De asta noi ne putem uita pe o fotografie și putem să spunem destul de multe lucruri. Bine, să nu fie de aceea din Instagram cu ochelari de soare și alte lucruri, da? Să fie normală, în care să și nu râdă persoana dacă se poate. Iar apoi dacă începe să vorbească, noi ne uităm inclusiv la, mai spunem, acele mișcări, dar tot ce înseamnă umbre, penumbre, modalitate, inclusiv sunet, ceea ce spune, cum spune, pauzele în vorbire, sunt mai multe elemente.
îți dă și mai multe informații. Da? Apropo de asta, Cristi, dacă îmi dai voie o completare la ceea ce spuneai, uite, poate două trucuri care sunt, pot fi utile pentru cei care se uită la noi. Raportat la ce ziceai, cum poți să maschiezi, ziceai de Instagram, de pozele de pe Instagram, cum poți să maschiezi ce se vede pe față? Numai două trucuri, și anume, uite, barba, de exemplu, când ai barbă, când îți lași barbă, poți să maschiezi ce se vede pe față. Și totodată, nu știu eu cum se numește, aici Simona, cred că ne ajută cel mai mult, na? Eu nu prea mă pricep la fenomen, botox sau când îți pui în buze sau în față alea diverse chestii, așa, acid hialuronic, în contextul ăsta atunci poți să maschiezi foarte ușor, pentru că mușchiul atunci nu se mai vede, cel puțin din perspectiva microexpresiilor vorbit. Aș putea să te completez aici un pic pe Cătălin, să spun ceva dacă tot a ridicat-o la fileu. Legat de relația asta este bidirecțională, adică ceea ce ai pe față, că spunea Cătălin mai devreme, pe față apar semne, da, microexpresii sau se creează trăsături datorită modului în care gândești, te comporți, te acționezi. E bidirecțional. Prin urmare, dacă eu intervin mecanic la nivelul feței, da? Fie, Doamne ferește, accidente, că apar tot felul de accidente, cicatrice, and so on. Sau acea, hai să spunem, partea de înfrumusețare, unde avem de la ce înseamnă acid hialuronic, tot felul de, hai să spunem, vitamine, botoxul din frunte, pentru că eu am ocazia să predau și către specialiști, către medici, către chirurgi esteticieni, de la care eu am învățat lucruri tehnice foarte multe, și atât la noi în țară, cât și predau în engleză și în română, am America de Sud, Europa, America de Nord, inclusiv Asia. E, oamenii, ce vreau să vă spun, peste tot sunt cam la fel. Legat de partea asta, ce le recomand doamnelor, nu puneți botox în frunte. Orice nu asta. De ce? Fruntea este, știți că suntem singura specie cu frunte de pe pământ, da? O avem în special pentru a gândi. Bine, zic foarte pe scurt acum, da? Dacă tu paralizezi mușchii ăștia de aici prin substanța botulinică, capacitatea ta de a analiza informația începe să scadă, se diminuează. Pentru că creierul tău, tu îi dai informație creierului, analizează acel lucru și încep să ridici, dacă se vede, încep să ridici din sprâncene toată musculatura asta. Se creează acele linii pe care doamnele în special le numesc riduri. O să vă dau o veste extraordinară acum. În ferasa, aceste linii se numesc linii de analiză. Prin urmare, dacă le aveți, iubiți-le. Eu spun, dacă ai peste 30 de ani și n-ai liniile astea pe frunte, atunci ai degeaba fruntea, nu o folosești. Prin urmare, dacă aveți, iubiți-le și aveți grijă de ele. Vitaminele, cremele funcționează, dar să vă spun realitatea de la un anumit chirurg estetician, acea linie, acel rid, să spunem, poate dispărea doar dacă dai pielea la o parte chirurgical, pui altă piele și să nu se miște mușchii respectiv. Dar dacă se vor mișca din nou, să facă linie pe noua piele. Da? Are logică ce zic? Pe mine m-ar interesa acum foarte, foarte tare să-mi dați niște exemple, să ne uităm la niște poze și să analizăm personajele, să vedem, de fapt, ce ne spun fețele oamenilor. Ok. Hai atunci să proiectez eu primul niște poze despre asta. Ia să vedem. O să intru direct în pâine, sigur că, într-un fel, timpul fiind scurt, o să vorbesc numai de câteva microexpresii. Ca idee, emoțiile de bază sunt 7. 7 emoții de bază. Fericire, dispreț, dezgust, furie, frică, tristețe și uimire. Astea sunt cele 7 emoții de bază. Există și, sigur, neutral, da, care înseamnă acel poker face. Și, practic, toate celelalte emoții fac parte din aceste 7 categorii. Și o să încep cu prima, o să dăm numai câteva imagini, că acum sunt undeva la 26 de microexpresii pentru emoțiile astea 7. Nu o să le putem face pe toate, arătăm numai niște imagini și dăm și niște exemple, dacă o să-mi dea voie Simona și un exemplu imediat. Fericirea e cea mai simplă. Până la urmă, cum o vedem pe fața interlocutorului? Colțurile gurii se ridică simetric, în același timp.
Da? Mare atenție că trebuie să fie în același timp. Vedeți acolo în imagine, în dreapta este o față neutră și în stânga un colțul de guri ridicate simetric. Acum m-am pus pe mine acolo ca să nu existe niciun dezavantaj din niciun punct de vedere. Nu sunt poate cel mai bun exemplu, dar ca idee dăm numai să învățăm lucruri de bază. Evident, mai departe o să vedem și ce înseamnă zâmbetul sau râsul. Deja aici e macroexpresie. Acum nu o să intru în detalii, când e real, se observă și în musculatura orbiculară superioară și inferioară, deci la nivelul ochilor. Dar țineți minte pentru fericire că e vorba de colțurile guri ridicate simetric. Și acum, un mare truc foarte important, că ăsta e primul lucru pe care participanții îl practică după training. Cea de-a doua emoție se numește dispreț. Ce înseamnă emoția de dispreț? Emoția de dispreț înseamnă să ai o atitudine de superioritate, un aer superior. Poate să însemne și că sunt mândru de ceea ce fac. Dar într-un fel se duce în zona aia poate de ușor aroganță. Cum se vede pe față chestia asta? Zâmbetul este asimetric. Practic, se ridică un singur colț al gurii, fie stângul, fie drept. Asta e o primă microexpresie prin care identificăm disprețul pe fața celuilalt. O a doua microexpresie prin care identificăm poate să fie dispreț mascat printr-un zâmbet. Adică ridic un colț al gurii, după care ridic și pe celălalt și termin cu un zâmbet. Însă ridicarea a fost asimetrică. Deci dacă e să facem o diferență între happiness, fericire, și contempt, dispreț, da, atunci la fericire se ridică simetric colțurile gurii, la contempt, la dispreț, se ridică întâi un colț, după aia celălalt sau numai un singur colț. Și aici am un exemplu foarte bun care ilustrează chestia asta. Mi-aduc aminte de Istanbul, Turcia. Știți cum e acolo? Bazar, toată lumea te urmărește. Am fost și noi la un moment dat în Istanbul și a venit lângă noi un tip care să ne dea niște parfumuri. Da? Și l-am întrebat, ca orice om normal, cu cât le dai? Da? Și spune tipul 250 de euro parfum. Mă uit la el și zic, mă, nu ești normal, cum 250 de euro un parfum, ai nebunit? La care eu continui să mă plimb pe acolo, pe la tarabele respective și omul se ține scai după mine, că așa sunt ăștia obișnuiți. Și după care tot scade la preț, 200 de euro, 150 de euro, 100 de euro, de fiecare dată spunându-mi că asta e ultima lui ofertă. Eu tot încercam să scap de el, dar am zis, hai mă să nu-l ușuiesc imediat așa. La 100 de euro, e prima oară când mă uit la fața lui, față de primul moment, da, de 250 de euro. Și îmi spune, asta e ultima mea ofertă. Și mă uit la fața lui și văd pe fața lui dispreț. Un colț al gurii mai sus decât celălalt. Ce simbolizează când cineva îți spune asta e ultima mea ofertă și arată dispreț pe față? Păi, în mod cert că te-am făcut fraiere, ca să zic așa. Deci, într-un fel, el are de câștigat. Și atunci, ce am eu de făcut? În negociere, ce am făcut? M-am dus mai departe, am încercat să-l fac să lase mai jos, a lăsat la 50, a lăsat la 20. Știți unde am văzut? Ce ar trebui să văd pe fața lui ca să-mi dau seama că nu poate să se ducă mai jos de atât. Nemulțumire. Păi, probabil, ceva pe acolo. Poate ușoară furie, poate tristețe. Da? Undeva prin zona aia. Furie am văzut în exemplu meu. Când am văzut furie, la un euro un parfum. Atunci am văzut furie pe fața lui și am zis, gata, ăsta chiar e ultimul preț. Adică mai jos nici nu putea să-l ducă, știi, că e un euro. Și am luat 5 parfumuri la 5 euro. Da? Asta a fost stilul. Acum, numai de bucuria negocierii, pentru că, evident, numai două din ele erau bune, restul de trei erau da, într-un fel semisparte sau ținea mirosul foarte puțin, dar numai de dragul negocierii a fost foarte frumos. Deci, când cineva spunea, asta e ultima mea ofertă și arată dispreț, înseamnă că el simte că te-am făcut și atunci poți să te duci și mai jos să încerci și mai mult de atât. Asta așa doar diferența între fericire și dispreț cât avem timp acum în minutele astea. Și acum vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc astăzi faptul că pot să câștige unul dintre premii și pot să aibă parte de o discuție cu fiecare dintre voi. Iar tu, Cătălin, poți să treci cu ei prin toate aceste microexpresii în funcție de ceea ce simte, adică ne-ai vorbit despre fericire, dispreț și mai departe. Așa că lăsați-ne comentariile voastre, lăsați-ne întrebările voastre și vă reamintim, cele care primește cele mai multe like-uri o să primească un premiu
30 de minute cu fiecare dintre invitații de astăzi. Cristi, abia aștept să aflu și cu trăsăturile, cum stau lucrurile. Okay. Bun, hai să facem următor, să vă explic înainte și apoi să pun și eu câteva imagini. Ideea e destul de simplă. În momentul în care noi ne uităm la o față, da, pentru prima oară, fiecare dintre noi o să avem diverse, să zicem, să îți placă acea persoană sau să nu-ți placă, da? Sau neutru. Dar de unde vine acest îmi place sau nu-mi place? Sau este cineva de treabă sau nu este ok? De unde crezi că ar veni dacă tot facem un dialog? Ce anume, să-ți placă de cineva? Da, de unde vine această, hai spunem, feeling? Sau, bine, de obicei doamnele numesc intuiție, bărbații experiență. Dar e cam aceeași poveste. Da? Dacă ar fi să... Dacă ai un răspuns la asta sau vrei să povestesc un pic? Bine, acum... pentru mine e pur și simplu o chestie așa de energie, de parcă simt o deschidere față de cealaltă persoană care vine de la mine și care vine și de la cealaltă persoană. Adică nu o simt ca pe o chestie delimitată fizic și conturată foarte, foarte clar. Dacă s-a întâmplat să vezi doar o poză... Scuză-mă numai o clipă. Da. Cătălin, ai observat Cristi cum își ținea mâna așa la față, da? Da, da. Asta deja e limbaj non-verbal, îl discutăm în emisiunile viitoare, da? E altă poveste. Da. Sau probabil în spatele mâinii se află ceva. N-avem de unde să știm, nu ne conspirăm, da? Suntem prieteni, nu? Bun. Așa. Mergând mai departe, Cătălin, tu o să te uiți la microexpresii, în general. Dar când ne uităm, practic, la o față, fără să știm nici partea microexpresii, nici fereasa, când ne place sau nu ne place cineva, practic, inconștient, ne aducem aminte de niște evenimente din trecutul nostru care au fost asociate cu persoane. Creierul nostru ține minte acele evenimente ori foarte plăcute sau foarte neplăcute și au fost asociate persoane. Prin urmare, dacă vezi pe cineva pentru prima oară în viața ta și seamănă, nu știu, cu profa de chimie, abar n-am, sau dau un exemplu, da? Care te scotea la tablă și îți dea 2 toată ziua, dau un exemplu, da? Hei! Tu spui, băi, e cineva care o să se comporte astfel. Culmea, când acea persoană se va comporta într-o manieră necorespunzătoare cu tine, să zicem, deci, băi, am avut dreptate, ce intuiție bună am. De ce se întâmplă asta? Pentru că oamenii care seamănă împreună, seamănă unul cu celălalt, tind să aibă comportamente similare. De ce? Având aceleași, cum spunea și Cătălin mai devreme, microexpresii, aceleași trăiri, aceleași emoții repetate, vor desena anumite trăsături ale feței. De asta, cuplurile care sunt de multă vreme împreună și se înțeleg bine, tind să semene. Da? Nu e valabil pentru câine și stăpân, că mulți să mă întrebe, da? Nu, de obicei de luăm câinele după fața noastră, dar la cupluri, da, sau prieteni, oamenii care sunt de multă vreme împreună și împărtășesc aceleași valori, au aceleași, mai spunem, idei despre viață, comportamente și nu numai, tind să semene fizionomic. Cei care nu seamănă, e clar că sunt niște lucruri care nu se leagă acolo. Da? Se vor despărți mai devreme sau mai târziu. E o chestiune de timp acum. Bun, hai să vă arăt. Aș vrea să, dacă tot Cătălina v-a învățat ceva, aș vrea să vă învăț și eu câteva lucruri. Că prima oară aș vrea să vă arăt aceste 3 fotografii. Și probabil ne mai uităm un pic la ele mai pe final. Vedem că la cele 2 doamne, de exemplu, distanța dintre sprâncene este mai mare, se vede? Da. Da, respectiv la domn sunt foarte apropiate. Bineînțeles, o să spuneți, săracul nu se pensează. Da? Să fac un disclaimer aici legat de sprâncene. Tot ce înseamnă pensat, desenat, tatuat, microblading, influențează ușor modalitatea în care luăm decizii. Da? Vreau că vă arăt acum câteva elemente și vreau să vă învăț apoi, iar la final să ne mai uităm pe ele. Deci, distanța între sprâncene, apoi faptul că cineva are un unghi, mai ales cum are doamna din dreapta, acel unghi pe care îl formăm noi, versus domnul din mijloc nu are niciun unghi la sprâncene, da? Și vreau să vă mai arăt un element și anume faptul că ochii sunt mai deschiși la cele 2 doamne și mai închiși la domnul respectiv. Da? Scuze-mă, Cristi, la ce te referi când spui că sunt mai deschiși? Deschiși, deschiderea ochilor. Sunt mai
rotunzi, pe când la el, dacă vă uitați un pic, sunt așa mai paralele ploapele și e închidere, nu la culoare, nu mă refer la culoare. Da? La deschiderea ochiului e mai mare. Da? Ok. Haideți să, de ce zic asta? Vreau să vă arăt acum un pic următorul lucru. Dacă cineva are în mod normal, în fața neutră, cum spunea Cătălin mai devreme, ochii, niște ochi mari deschiși, este o persoană deschisă la minte, deschisă la idei noi, la lucruri noi. Da? Pe când, dacă e cineva care începe să închidă ochii, da? Sau iare astfel, este mai circumspect, mai sceptic. Da? Nu o să fie atât de deschis la idei noi. Și cu toții facem astea. Când ești interesat de o informație, practic mărești ochii, zici, băi, wow, cât de tare chestia asta. Versus modalitatea în care te duci și negociezi în bazar, cum spunea Cătălin mai devreme, păi ăsta 250 e cam mult și încep să închizi din ochi. Cu ce vrea să mă păcălească, cu ce vrea să mă duci, inducă în eroare și mai departe. Prin mii-milioane de mișcări repetate, ochii vor ajunge mai închiși sau mai deschiși. Mai mult, după cum vedeți fotografia de sus, ochiul din dreapta e mai închis decât cel din stânga. Inclusiv asta ne spune lucruri, pentru că și fața se împarte mai multe zone. Dacă o împărțim doar dreapta și stânga, o să spunem dreapta feței, fiind conectată cu emisfera stângă, este partea logică, da? Poți să-i spui business, respectiv partea stângă a feței e partea emoțională, da? Partea privată. Și pot spune că acest domn de sus are mai multe, să spunem, e mai sceptic, mai precaut, mai circumspect, să zicem, din punct de vedere logic. Da? E mai închis ochiul drept. Da? Asta v-am dat niște hai să spun, sunt static în fața neutră. Dar apoi dacă fac acele microexpresii, Cătălin, când ochii se deschid, fac, de exemplu, poate să fie ce, la uimire, la câteva dintre ele, corect? Le da, iei în ansamblu, da. La frică, exact. Da? Pe când, de exemplu, poate când e înfuriat, se vor închide ochii, că e focus în povestea respectivă. Da? Dacă tot le legăm un pic. Respectiv, spuneam mai devreme să vă mai învăț o chestie acum și o să dau ștafeta mai departe, legat de bulbucat, de exemplu, că spunea Cătălin. Povestea asta cu exoftalmici și nu numai. Deci când am ochii în orbite, cum este cel de sus, versus ochii ieșiți din orbite, avem partea de extrovert și introvert. Ce înseamnă în fereastra acest lucru? Înseamnă ușurința cu care oamenii interacționează cu persoane noi, în situații noi. Cineva care are ochii ieșiți în afară, cum de exemplu este Cătălin. Da? Cătălin de felul este un extrovert. Da? El socializează ușor cu oameni noi. Da? Ce se va întâmpla? Nu are legătură cu calitatea socializării, are legătură cu cât de ușor facem. Versus cineva cu ochii în orbite, analizează, observă, după ce se simte confortabil, va socializa. De exemplu, eu personal am ochiul drept, mai ieșit din orbite, mai în afară. De ce? De 16 ani făcând training, team building-uri, evenimente, trebuie să socializez mai ușor cu oamenii pe care îi întâlnesc. Prin urmare, ochiul drept a ieșit. N-a căzut, evident, jos, dar suficient de mult încât să-ți dai seama că, logic, socializez mai ușor cu ceilalți. Pe când, din punct de vedere personal, stau mai mult să mă cunosc o persoană, să mă simt mai confortabil și apoi o să socializez. Dacă am răspuns la întrebare. O să revenim pe parcurs. O să dau un stop share de data asta. Și dacă mai avem... Da, sau aici dacă merg cu Cristi aici, ori e exact cum spui. Acum, dacă mă uiți pe partea medicală, e posibil când ai ochii exoftalmici să ai și probleme cu tiroida. Cu siguranță. Da, deci dar asta va fi comportamentul, Cătălin. Da, deci da. În Madrid, organizatoarea noastră a avut probleme cu tiroida, ochii exoftalmici, până să apară povestea asta cu GDPR-ul. Nu exagerez, oprea oamenii pe stradă și spunea, eu învăț o tehnică de citire a feței. Pot să-ți fac o poză? Pac! Și le făcea poză și pleca. Și zic, băi, de cât curaj are, adică e incredibil, da? Dar îți duce către acest comportament, da? Către a socializa mai ușor cu oamenii. Bun. Am o curiozitate, că nu ne-a mai rămas foarte mult timp. Uite, Cătălina, aș vrea să știu dacă din aceste microexpresii putem să ne dăm seama că cineva ne minte. Cum putem să aflăm lucrul acesta?
Ok. Deci, din microexpresii, îți poți da seama dacă este ceva în neregulă, dacă se întâmplă ceva în neregulă. Mai concret, dacă ceva e incongruent. Incongruent, da? Ce înseamnă incongruent? Omul din fața noastră spune ceva pe gură și arată ceva pe față, da? În momentul în care ceea ce arată pe față nu este pe aceeași lungime de undă cu ceea ce spune, atunci este incongruent. Da? Și, practic, uite, de exemplu, eu mă duc și dau noroc cu cineva, un om pe care nu l-am mai văzut niciodată și spun încântat de cunoștință sau mă bucur să te cunosc. Ce ar trebui să arăt pe față, în mod normal? Dacă sunt bucurie. Încântat, da, ar trebui bucurie. Să vă bucurie. Da. Exact. E, dacă eu am poker face sau eu arăt, eu știu, furie în momentul ăla, rezultă că clar e o incongruență acolo, e ceva în neregulă. Și eu deja am un mesaj. Și cu mesajul ăsta văd ce fac mai departe. Încerc să aflu de ce a avut, eu știu, furie pe față, da? Să văd dacă l-a nemulțumit ceva sau ce s-a întâmplat, sau pur și simplu las lucrurile așa cum sunt. Deci ideea e că iarăși alt mesaj de aici, nu mascați, nu fiți poker face, că mulți o să vor crede că trebuie să fim poker face. Nu, poker face e bine să fii numai când joci poker. În rest, trăiește, fii exact cum simți, trăiește-ți emoțiile pe față, pentru că asta ajută de multe ori în comunicare, îl ajută pe celălalt să te înțeleagă. Da? Nu-ți masca emoțiile. Deci, într-un fel, ne ajută să vedem dacă există o incongruență acolo, da? Și mai departe sondăm și vedem dacă minte, înflorește, înșală, da? Chestii de felul ăsta. Uite, îți mai dau un exemplu aici, dacă mai îmi dai voie scurt. Să zicem că ești la un interviu, recrutezi pe cineva și e un post de vânzări și cel care e intervievat spune că am foarte multă experiență în zona de vânzări. Și fix când spune vânzări, pe cuvântul vânzări, arată dezgust. Adică face un pic ușor așa la nivelul feței. E clar că e o incongruență acolo, dar și că nu prea îi plac vânzările. E ceva în neregulă între vânzări și dezgustul ăla, da? Deci e o incongruență. Și atunci sondez și vreau să văd dacă cu adevărat lui îi place să facă partea asta de vânzări sau vrea un job numai ca să câștige niște bani. Da, excelent perspectiva aceasta. Mulțumesc. Cristi, sunt curioasă dacă o anumită persoană obișnuiește să mintă în mod repetat, dacă la nivel de trăsături putem să vedem cumva. Desigur. Se leagă foarte mult de ce spunea Cătălin. Ați auzit de Pinocchio, știe toată lumea, da? Așa. Bun. Că atunci când mintim ne crește nasul. Ce este foarte interesant, sunt mai multe studii, dar o să povestesc un pic de studiu de la Universitatea din Granada, care se numește Pinocchio Effect. Din 2012, e chiar în Science Daily, dacă dau un link să cerceteze lumea, l-am folosit chiar în lucrarea de doctorat, s-au făcut următorul experiment. S-au luat mai multe persoane care erau puse să mintă, erau legate la un poligraf și în același timp erau filmate cu camera termală. Și de fiecare dată când mințeau și se vedea pe poligraf și erau filmați, activitatea cea mai mare sanguină și a mușchilor era la vârful nasului și colțul interior al urechilor, da? În al ochilor, iertați-mă. Prin urmare, ce se întâmpla? Crescând, fiind foarte multă dinamică acolo, mișcarea fiind din ce în ce mai, hai să spunem, mai mare, se dezvoltau mușchii și ușor, ușor începe să crească nasul. Da? Nu este poveste, este realitate. Deci, pe măsură ce cineva exagerează foarte des, că până la urmă, hai să fim serioși, toți mintim, da? Din diverse motive, sau depinde de cât de des face asta. Poate toți am mințit să apărăm pe cineva la un moment dat, sau să ne apărăm pe noi, sau diverse lucruri. Dar dacă minți să faci bani din asta și faci o profesie, cum spunea Cătălin mai devreme, păi normal că întâi o să-ți intre nasul și după aia intri tu peste 5 minute în cameră. Da? Ideea este că ce a fost interesant la experimentul acesta, le-au spus oamenilor că nu mai sunt conectați la poligraf. Da? Când au știut că nu mai sunt, nu știau că sunt filmați cu camera termală. Când știau că cineva nu-i prinde, în continuare era activitate, dar nu la fel de mare. Adică, legându-se un pic de partea de microexpresie, când știi că cineva te prinde, frate, și este specialist în chestia aia, și mai mult afișezi acele microexpresii sau acele reacții. De asta ne prindeau mamele când eram mici, că mințeam. Da? Și au un talent extraordinar, pentru că nu există congruență între ceea ce spunem noi copii fiind
și ceea ce se vede pe fața noastră. Deci se poate, adică noi inclusiv în fereastra avem în nivelul, hai să spunem, intermediar, se vede că cineva te minte fix atunci. Apar anumite umbre, mișcări. Da. Tot ceea ce ați povestit până acum mi se pare așa wow și sincer mi-a trezit așa un mare interes de a aprofunda aceste lucruri și mi-ar plăcea să vă revăd și să vă reaud chiar și în cadrul emisiunii, chiar și în cadrul cursurilor pe care le susțineți. Știu că tu chiar în seara aceasta, Cristi, o să ai un curs. Zi-ne doar foarte pe scurt unde și la ce oră, unde te găsim. Mulțumesc, Simona. La ora 19, pe romania.alferasa.com, încă vă puteți înscrie, este un webinar de o oră și jumătate, în care veți afla mult mai multe informații decât ceea ce am oferit acum. Se numește Fețele Multiple ale Incertitudinii. Că toți în perioada asta ne uităm la fețele noastre, fie că ești singur, fie că ești cu altcineva în casă, te uiți la fețelor, fie exact cum suntem noi acum pe net, ne uităm doar la fețe și la ce are omul în cameră. Nu se mai uită nimeni la cum e îmbrăcat, ce pantofi are și așa mai departe. Dacă tot ne uităm la fețe, hai să ne uităm cu sens. Hai să înțelegem ce e în spate, să te înțelegi pe tine și pe ceilalți. Așa că vă aștept la ora 9, până la ora 19 vă puteți înscrie, participarea e gratuită, ne vedem atunci. Mulțumesc! Și aici, dacă îmi dă voie, dacă îmi dă voie aici, Cristi, ca să venim în completarea oamenilor să-i ajutăm, să avem în toate direcțiile, mâine, pe 13 mai, la ora 15, studiem și noi știința microexpresiilor într-un webinar. Pentru cine e interesat, o să-l rog să-mi scrie, da, pe catalin.chirilescu@attitudetraining.ro. Perfect. La final, pentru a aprofunda toată lumea această temă, vă rog frumos să-mi sugerați foarte, foarte pe scurt o carte care ne poate ajuta să studiem fața oamenilor. La mine e destul de simplu, se numește Alferasa, The Art of Face Reading. În momentul de față este în format fizic și electronic în limba engleză. În Mulțumesc. Două săptămâni e și în limba română o să fie. Perfect. Răspunsul meu e scurt, Paul Ekman, Emoții date pe față, poate fi un început, o carte foarte bună pentru început. Excelent! Mă bucur foarte, foarte mult că ați fost în emisiune. Abia aștept să ne reauzim. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați văzut astăzi. Sper că a fost și pentru voi cel puțin la fel de interesant cum a fost pentru mine. Să ne revedem curând cu toții. O zi frumoasă! Mulțumim, Simona! Mulțumim. La revedere! Mulțumim. O zi bună!